Parodontoza este reacția dinților din cauza acumulării tartrului subgingival. Un pacient care are parodontoză ar trebui să aibă sângerări gingivale, o ușoară mobilitate a dinților sau chiar un miros neplăcut al gurii. Acestea ar fi unul din simptome care trebuie să-l determine pe pacient să se prezinte la medic pentru o consultație de specialitate, iar în acestei consultații medicul va pune în diagnostic. Un dinte aparent sănătos poate să ascundă o afectare parodontală depistată doar de către medicul stomatolog. Parodontoza are 4 grade de evoluție, iar cel mai avansat grad duce la pierderea dinților. Pentru aceasta ar trebui ca pacientul să folosească mijloace suplimentare de igienă, cum ar fi ața dentară, apa de gură cu conținut de clorexidină, care ajută la diminuarea numărului de bacterii care declanșează boala parodontală. Prevenirea apariției parodontozei este un motiv puternic pentru a respecta indicațiile dentiștilor privind periajul după fiecare masă, dar și aplicarea tehnicilor de ultimă oră pentru a ține departe parodontoza. Periajul dentar se face 2 ori pe zi. Cel mai important este periajul de seară, pentru că în timpul nopții nivelul salivei scade, iar atunci, printr-un periaj corect aplicat și cu folosirea unei ape de gură corespunzătoare, putem reduce numărul de bacterii și preveni apariția bolii parodontale. Cu cât neglijăm mai mult semnele care apar, cu atât putem ajunge la pierderea dinților. Parodontoza poate fi prevenită printr-o vizită regulată la dentist, măcar odată la 6 luni, iar primul semn al parodontozei este reprezentat de sângerări gingivale. Doar una dintre persoane este îngrijorată de această sângerare și de aceea ar trebui să mergem la un control la 6 luni la dentist. Detartrajul poate preveni sângerarea parodontală și evoluția bolii către pierderea dintelui din nos. Dacă pacientul nu are o igienă corespunzătoare și sare peste control regulat la dentist, acesta va ajunge la pierderea dinților definitiv. Cuvântul parodontal își are originea din greaca veche și înseamnă în jurul dintelui. Bolile parodontale sunt cauzate de bacterii care sub formă de placă microbiană sau tartru aderă de gingii, os și țesuturile înconjurătoare. Acest proces este de obicei nedureros în primele faze, dar consecințele bolii parodontale sunt severe dacă sunt lăsate netratate.